Da, George și eu suntem la biosupul acesta. Vă amintiți în filmuleț când aveam elevii, noi mai am astăzi, de aceea filmez de unul singur. Aici am venit și am dat în două, da, un biostup care era o singură familie. Matca am lăsat-o aici, dragilor. Aici am pus un matca. Iar în partea asta altă am lăsat parte din albină. Sigur că eu o tras în partea cealaltă, mare parte, pentru că acolo avea matca de bază. De surorile sunt în partea cealaltă, în partea stângă. Aici a rămas ceva albină și în spate. Vă amintiți, am venit și am pus grila. Am pus diafragma pe grila. Diafragma cu două ochiuri, pardon, cu patru ochiuri. Și am lăsat-o deschis cu mirosul de... Deci numai ochiul de miros și numai pentru partea stângă. Pentru partea dreaptă, pentru partea stângă am închis și ochiul unde avem matcă, în partea asta avem matcă. Deci am închis ochiul de miros și haneman. În felul ăsta, matca pe care am adus-o aici, da, ia uitați-o, ia matca aceasta, a transmis prin ochiul haneman. Vedeți că e deschis, nu e deschis complet, ci pe jumătate, un sfert așa. Și prin miros și-a transmis feromonii spre nucleul care nu avea, care avea nevoie de matcă. Vreau să vă arăt că matca a lucrat fără nicio emoție în perioada asta, fără niciun stres. Observați, se plimbă pe ramă, este cojoată de albină, nu mai ținem zadar așa la vedere. Acum am să fac un lucru, anume am să dau drumul la haneman și mai mult, complet la haneman. Și o să studiem împreună să vedem ce s-a întâmplat dincolo. E posibil să fi tras niște boci acolo, pentru că cu toate că avea legătură, putea trece foarte ușor dintr-o parte în cealaltă. Totuși, albina de acolo avea contactul între eu cu matca, se priveau pe din geam, știți? Și atunci e posibil ca acolo să fie tras boci. O să privim împreună, o să vedem exact. O să ne uităm un pic în cuib. Acum, l-am deschis ochiul haneman complet, numai și miroșul haneman, albina circulă dintr-o parte în alta, fără nicio emoție. Ei bine, dragilor, i-a avut și un hrănitor. Iată hrănitorul aici a început să tragă făgurei. Vă spuneam că pleacă din poziții diferite și se unifică. Uitați celulă de albinuță, pentru că de albinuță are nevoie acum. Așa, șublerul are modificat. Vedeți, a fixat într-un loc, în trei locuri. Și acum cresc frumos și când se întâlnesc cele două sau bucățele din stânga, din dreapta, se întâlnesc, funcțiunea se face perfect. Nu este jumătate de celulă, jumătate de celulă, ci pur și simplu o celulă întreagă. Acum, spuneam, am să privim și în partea asta din ce s-a întâmplat. Ducem în nucleu. Am venit cu două rame. Deci rama asta era a măcii din spate. Și fiindcă am zis, ce să o las eu pe două rame, hai să o las pe o singură ramă. Și acum rama am băgat-o aici. Să vedem ce s-a întâmplat cu rama asta. A început să ecluzioneze albina. Aici, probabil că era într-un stadiu avansat și nu mai avut o proaspete sau albina știa mirosul măcii
Și atunci au trecut, au văzut tot dincolo. Urmărim dacă s-a tras ceva buci pe undeva. Asta m-ar mai interesa acum. Așa cum făceam și altă dată. Când puneam un buzunar, e prima dată când pun un buzunar de 2 rame. Când puneam un buzunarul acel de 6 rame și mat că era mai departe, de fiecare dată o tras buci. Nucleul din față sau cele două, dacă am, da, uite și aici. Deci aici o tras boci. Observați, sigur nu pot să spun că sunt boci de valoare. Pot să fie de salvare majoritatea aici. Vom vedea îndată. Dar dacă matca vine, le roade imediat. Nu matca, le va roade, ci albina, pentru că ele, ea spune, păi nu-i cazul, sau albina va constata câte vreme matca o are. Acum s-a dat drumul complet, circulă albina prin ochi, dintr-o parte în cealaltă, fără nicio jenă. Puteam să procedeu să-l închei mult mai devreme, dar am fost și plecat câteva zile. Așa, parcă luni am făcut, acum o săptămână am făcut chestia asta. Și acum elevii nu au mai venit, nu mai venit că unii mai sunt plecați, dar am să le prezint și lor rezultatul. Deci aceasta este una de vot și tot așa o vot cât de salvare. Cu asta o să și discutăm, sper să nu le roade. De fapt, nu-i dau drumul mății și nu se va întâmpla așa, luni. Luni sau marți, când vor veni, vom discuta problema asta, să facem distinții între botca de salvare și botca schimb liniștit și botca de roire. Nu mai știu, nu avem botca de roire acum. Iată că am mai făcut un pas. Este încă o dată garanție de 100%, garanție 100% de reușită când introduci un matcă în pin biostup. Da? Deci asta este varianta pastorală. Și foarte des, dragilor, în pastoral, puteți avea nevoie să introduceți o matcă și mai ales aici, în buzunărel, aveți matca aceea pe care ați crescut-o, nu? Să împerechea matca, ia albina circulat prin gâtul ăsta din față, știi bine, și pune un gât de sticlă, de pet de ăla. Și, de asemenea, aici sus, deasupra, mai este o roiniță, pentru că capacul trebuie să fie și deasupra celor două caturi. Deci este spectaculos. Eu cred că această variantă de 12 pe 12 cu două caturi și cu două mătcuțe de crescut, în pastorală este o șansă imensă să ai tot timpul întreg sistemul ăsta cu tine. Și ori de câte ori ai o problemă, cu una din mătcuța, cu matca din față, că e și numai o matcă va fi, atunci poți să ți-o introduci dacă aceea a scăzut ca forță. Ai prin mirosul acela lași, circulă și după două zile înlocuiești pe asta, o pui în față și pe asta altă bătrână o aduci în spate. Simplu, foarte simplu. Dacă acum toamna putem introduce cu ușurință porcul în biostupul, dar în cules, în activitate, nici nu-și dau seama că ne-ai făcut operația asta. Da? Deci, vedeți, dincolo am muncit două săptămâni de zile stresând o matcă și nu sunt sigur de reușită, iar aici mergem pe reușită 100%. Cum am făcut un nucleu și îți facem toată familia când ai nevoie de introducere într-o familie. Nu-ți mai place, repet, matca și atunci intervii. Și faci această operație foarte simplu. Așadar, asta am vrut să vă arăt cât chin și cu ce șanse. Și iată, din coace în biostup, nu o să discut. Comparați voi, discutați, analizați, hotărâți dacă varianta asta merge sau nu.